Septembrie 2020, atunci când existau mai multe atacuri suburbane, le-aș numi, din partea adversarilor politici, am ajuns la o concluzie împreună cu colegii mei că ar trebui să oprim aceste atacuri și să acționăm în instanță mai mulți oameni politici sau partide politice pentru defăimare, denigrare. Nu considerăm normal că campania electorală să ajungă să fie doar despre denigrare. Banii pe care statul, da, îi alocă pentru desfășurarea campaniei electorale trebuie folosiți pentru promovare. Așa scrie la lege, nu pentru defăimare și denigrare. Și am spus să inițiem aceste procese. Aș vrea să specific faptul că nu am plătit taxa de timbru pentru acționarea în instanța lui Mihai Neagu și tânărului Tonșciuc, deci nu știu cum s-a ajuns, pentru că am renunțat la acel proces imediat. Nu am plătit taxa de timbru, nici nu trebuia să ajungă pe rol. Noi am primit confirmări că nu a ajuns pe rol, nu știm ce se întâmplă. Singurul proces pentru care am plătit taxa de timbru a fost cel împotriva Partidului Național Liberal, pentru că a existat un ziar, da? Un ziar de promovare electorală în care o pagină sau două erau alocate denigrării adversarilor politici. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii mei, am ajuns la concluzia și am trimis ieri o adresă către instanță prin care ne renunțăm și la acest proces. A vrut să fie un mesaj transmis către adversarii politici care nu au înțeles nici măcar în anul 2020, deși sunt foarte mulți ani de la Revoluție, cum se desfășoară o campanie electorală și ce principii trebuie să domine campania electorală și că trebuie la un moment dat să ne oprim din aceste atacuri. Politica este altfel și oamenii vor o altfel de politică, lucru dovedit și de rezultatul alegerilor din 2020.